Și dacă e ca el la bucătărie, oare eu unde să fiu? Astăzi mi-am luat liber. Nu știu dacă îmi permiteți, dar mă gândesc să servesc ceva de aici din bar. Oare ce să servesc? Da, găsesc eu ceva. Da, aici este drapelul României și al Suediei. Bineînțeles că trebuie să fie pereche. Altfel nu se poate. Da, da, da. Cam asta ar fi pe aici situația, pe la noi. Un mic reportaj din... Ah, da. Exact. Cam asta ar fi. Un mic reportaj. Așa rapid. Să nu vă amețesc. Da, da, da. Și să vă salut așa direct din frumosul bar al nostru sau al meu. Salutări dragilor și mulțumim tuturor celor care sunt alături de noi și ne susțin. Am revenit în Suedia după cum ați văzut din videourile pe care le-am postat. Așa că urmează videouri din Suedia, din România va urma în vară, precis. Deci în vară, nu Ica? În vară. Păi da, zice Ica. Păi... Poate și de Crăciun. Mergem la colindat în România. Da, dragii mei, o să revin cu noi cadre din Suedia. Încă o dată salutări, dragilor, și mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Numai bine! Salutări, dragii mei! Am venit să vă aduc un cocoș mare. Dacă vă place, că îmi spuneți și mi-l trimit cu THL-ul. Pe poștă, doamne. Iată o friptură, doamne, minunată de aici. Nu? Dragii mei, și după ce v-am arătat cocoșul, am venit în vizită la bunicii mei, pentru că ei au cocoșul și au zis că îl pune la vânzare. Bunicul a zis că nu mai vrea cocoș, bunica zice că vrea, dar acum voi ce ziceți? Vreți cocoș sau nu? O zi faină! Pa, pa! Da, dragii mei, după ce am fost la bunici, am rezolvat problema cu cocoșii, am zis că să plecăm undeva, să vă arăt ceva, dar nu mai pot să plec, că mă grăbesc, domne, mă grăbesc! Salut! Da, dragii mei, am plecat în probă.